Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Info Studio. În această seară vă propun să vorbim despre banii, despre cum ar trebui să cheltuie primăria Satu Mare banii. Se lucrează în aceste zile la bugetul municipiului Satu Mare, de fapt chiar este în dezbatere publică pe site-ul primăriei. Orice sătmărean poate intra, poate să-și lase o părere, poate să lase un sfat pentru cei care ne conduc, cum ar trebui cheltuiți banii și pot să vadă cam pe ce merg banii, resursele proprii ale municipiului, pentru că banii de la bugetul de stat încă nu au fost alocați. Discutăm în această seară despre acest subiect, despre banii în general, despre investițiile care ar fi necesare din banii bugetului municipiului Satu Mare cu domnul avocat Horia Ungur. Bună seara și bine ați revenit, domnul Ungur. Ungur, Horia, Adrian, bună seara. Domnule avocat, municipiul Satu Mare, parte din județ, ședință de județ, să spunem așa, punctul zero al acestui județ, cum îl vedeți din punct de vedere al dezvoltării? În acești 25 de ani, cât de mult s-a transformat? Totul ține de bani. În funcție de câți bani am avut, cum am știut sau n-am știut să îi drămuim, am dezvoltat municipiul. Este discutabil dacă totul depinde de bani sau numai de bani. Pentru că, după știința mea, în Oradea s-a construit complexul Lotus. Ungurii au cerut teren și au primit teren gratuit și au construit acest complex. Care e problema? Ce bani le-a trebuit orădenilor? După ce s-a deschis, bineînțeles, toți oamenii, toți întreprinzătorii și-au închiriat spații, le închiriază în continuare. Acolo este și cinematograf. Și noi ne lăudăm cu un mall aici, cu o copie, cu o ridicolă copie a unor mall-uri. Îi zicem mall, dar el este de fapt petit. El este de fapt foarte mic. Da, nu despre ce am făcut trebuie să vorbim, ci despre ce nu putem face. Și nu înțeleg de ce nu se pot face anumite lucruri. E o întrebare care o pun la foarte multă lume la această masă. Nu putem sau nu vrem? Sau nu știm? Vreau să lămurim încă un aspect tot primordial al discuției noastre. Eu, după cum ați spus, de profesie sunt avocat. Nu sunt nici economist, nu sunt nici bancher, nu sunt nici specialist IT. Sunt un cetățean. Dacă vreți dumneavoastră și mă consider un cetățean normal, simplu. Adică nu am specialități care să mă facă un să zicem așa, diriginte al unor astfel de lucrări. Dar știu de ce aș avea nevoie. Ca cetățean al orașului, ca plătitor onest și corect de impozite, ca participant cu puterea mea la ceea ce se poate face în oraș. Este inadmisibil ca să auzi din gura unui primar, n-am să dau nume aici, dar tot la un post de televiziune sătmărean, unul din primari, de trecuți, mi-a spus că podul nu este o prioritate. Am avut apoi o discuție cu președintele Consiliului Județean, fostul președinte, unul din foștii președinți, pentru că nu discutăm de persoanele în funcție. Suntem în an electoral, nu? Nu suntem în 2016. 2016. Bine, la noi campania electorală nu se termină cam niciodată, deci putem să spunem și așa. Și oamenii se pregătesc să își pregătesc voturile și le adună. CV-ul. Le mută dintr-un buzunar în celălalt. Și e bine ca să știe actualii lideri și mă rog, oameni politici, doleanțele noastre ale oamenilor, pentru ca să nu ne trezim după ce a fost ales cu un edil care să spună că nu este o prioritate ceea ce este strictă necesitate. S-a pus căruța înaintea cailor cu podul al patrulea și s-a confecționat teoretic o stradă cu care a bulversat
partea de oraș respectivă, pentru că toată lumea se întreba unde e podul 3 ca să poți discuta de, de-al patrulea, nu? Dar nici al patrulea, nici al treilea, deși poate încă 3 ar fi necesare pentru o fluidizare a circulației, pentru dezvoltarea unui, aș putea spune eu, frumos luciu de apă pe Someș. Dumneavoastră știți că atunci când a fost concepută pardosirea malurilor Someșului, acolo era prevăzut un luciu de apă, adică cu un baraj apa se oprea până la nivelul betonului, era navigabilă, ar fi fost o distanță prea mică între cele două poduri. Recunosc acest lucru. Ar fi fost probabil prea mare cheltuiala pentru un dig ca să faci luciu de apă pe așa o... Dar dacă ai avea 3 poduri, dacă ai avea 4 poduri, sau cum mi-am permis să spun eu chiar 5 poduri, între ele s-ar putea face un luciu de apă și s-ar putea face acest oraș de graniță frumos. Noastră știți că în vremea lui Ceaușescu, satul mare a fost numit orașul florilor și a câștigat acest titlu de 3 ori. Întrebarea, știți care se pune, financiar suntem capabili de o astfel de investiție? Pentru că bugetul propriu nu ne permite. Bugetul... N-am vorbit de nicio investiție încă. N-am vorbit de o investiție care costă bani. Am vorbit de necesitatea unui pod. Ei, banii există. Ei trebuie doar luați de unde sunt și puși acolo unde trebuie. Să înțeleg că noi gospodărește... să lucrăm cu bani din alte buzunare oarecum, dar să știm să ne folosim noi de ei. Dar a făcut cineva un proiect european pentru un pod peste Someș? Eu nu știu să fac proiecte. Nu-i meseria mea. A cerut Consiliul Local sau Consiliul Județean unui specialist în proiecte europene să facă un proiect pentru 1, pentru 2, pentru 3 poduri. Cu motivațiile care se impun, pentru că și așa restituim. Noi suntem niște perdanți. De când am intrat în Uniunea Europeană, pierdem într-una. Pentru că mai mult plătim decât primim. Noi ar trebui să recuperăm banii pe care îi dăm ca și contribuție la fondurile europene. Ei ni le oferă, iar noi nu le folosim. Suntem ca și cel care îți întinde mâna să ieși din groapă și tu repede pui mâna pe un ac și îl înțepi în mână. Este incredibil. Este incredibil și perpetuă treaba aceasta. Fiecare care cum ajunge la guvernare, acum mă refer în plan general, național, care cum ajunge la guvernare, se laudă câte panglici a tăiat, dar în total autostrăzi nu avem. Se laudă fiecare câte fonduri europene au valorificat, dar locuri de muncă nu s-au mulțit. Pentru că construind un pod vei avea nevoie de enorm de mulți angajați, acești angajați vor primi salar, aceste salarii vor fi impozitate și așa mai departe. E un circuit închis. Să înțeleg că sunteți de părere că nu ne trebuie foarte mulți bani pentru a face ceva foarte mare. Dar de ce tot timpul motivăm cu lipsa banilor? Am spus, bani există. E o piedică psihologică pe care ne o punem singuri? Nu. Este măgarul pe post de leu. Știți ce presupune părerea sau programul pe care și l-a fixat Iohannis? România lucrului bine făcut? Știți dumneavoastră ce înseamnă asta? Lucrul bine făcut? Asta presupune, în primul rând, să ai omul care să știe să facă bine un lucru. Ori la noi toate sunt invers. Medicii fac afaceri, oamenii de afaceri fac politică și așa mai departe. Omul nu e la locul lui. Nu-și face treaba lui pentru care a învățat. Bani mai mult, a mai și dat bani ca să ia diplome sau ce știu eu ce a făcut eforturi
Și în loc să facă aia pentru care s-a luptat 4 ani de zile într-o facultate, el face altceva. Aici este mare necaz. Ei, această problemă care pare simplă la prima vista, la prima audiție, spusă de Iohannis, costă enorm de mult. Costă enorm de mult. Haideți să ne întoarcem la banii primăriei Satu Mare. Podul, în campania pe care a lansat-o și informația zilei, Satu Mare încotro podul a fost proiectul cel mai cerut de către reprezentanții sătmăreni, indiferent din mediul privat, din mediul public. Suntem capabili? Adică vedeți persoane, aveți cunoștință de persoane care să știe ce să facă cu acea sumă micuță pentru un studiu de fezabilitate sau pentru aplicarea pentru un proiect european care să aducă o astfel de investiție din fonduri europene, din parteneriat public-privat la Satu Mare? Dragă Adrian, că suntem tizi. Eu nu sunt specialist, eu sunt un cetățean. Eu spun ce trebuie, ce dorește omul, ce este necesar pentru buna lui trăire în urbea lui. Eu am adoptat acest oraș ca și oraș, să zicem așa, al meu, în 1963. Nu erați pe lume. Din 63 am învățat și să vorbesc ungurește și am fost muncitor, am fost de toate. Și de 43 de ani sunt avocat. Și cunosc oamenii din oraș, cunosc necesitățile orașului. Mie îmi spuneți că dacă vroiam să facem noi un McDonald's la Satu Mare, îi trebuiau bani? Păi ăla vine și îl construiește singur. Ăla nu-ți cere bani. Dacă vroiam să facem un mall, trebuia doar atât terenul. Nu observați că lângă podul Decebal, unde suntem? Parcă pe aici, pe aproape. Aici, da, aproape, da. E o clădire care trebuia să fie centru de afaceri. Centru de afaceri, așa. Centru de dezvoltarea afacerilor. Un parteneriat public-privat. Ce s-a întâmplat cu el? Nimeni nu ne spune. Acolo stă o mulțime de bani, pentru că să nu credeți dumneavoastră că să faci fundația aia nu costă nimic. Și că nu regretă nimeni pentru banii care i-a investit acolo. Și ce s-a întâmplat cu ei? Probabil că a fost o cacealma, o alegere proastă, că cu alegerile proaste este cea mai grea meteahnă a vieții românului. Alege totdeauna cei mai rău. Sau alege din două rele cel mai mic. Pentru că nu îi se oferă ceva bun. Și atunci alege din ce are de ales. Pentru că nu este omul potrivit la locul potrivit. Să ne cumpărăm viziune, să ne cumpărăm știință? Ce să ne cumpărăm pe banii primăriei în 2015? În 1976, dacă nu mă înșel, a venit la Satu Mare Iosif Constantin Drăgan. Iosif Constantin Drăgan este un român care preda tracologia în Italia. Era în relații bune cu Ceaușescu, pentru că era un om destoinic și cunoscut în lumea istoriei. Își lansa cartea Noi Tracii la Dacia. Nu la restaurantul Dacia și nici la crama Dacia, ci la librăria Dacia, care acum s-a transformat într-un butic din ăsta, că noi asta știm să facem. Cultură nu mai facem în Satu Mare. Teatru e închis, se chinuie la Casa de Cultură și așa mai departe. Dar să nu divagăm. Ca să termin foarte repede povestea asta. Poate trageți o concluzie și dumneavoastră. Și când a terminat, sigur că securitatea era în jurul lui ca muștele. Nu putea să se apropie de el nimeni. Domnul Constantin Drăgan, acum vom merge, i-au spus șefii, în codru, ne așteaptă acolo o pâine caldă. Și nu, eu servesc masa la domnul avocat Andron, la Negrești. Aoleu, păi dar nu ne-ați spus. N-am crezut că trebuie să vă spun. Eu merg, sunt invitat la masă la domnul Andron, vreau să-i văd muzeul în casa dumnealui. S-au desfășurat lucrurile normal în casă și la un moment dat Andron este un avocat și preot, a avut și teologia, un avocat care din Racșa,
născut în Racla, care se ocupa cu fotografia. Are câteva albume de fotografie și din sala Oasului. Și expoziții făcute cu fotografiile dânsului. El are în toate cărțile de istorie, găsiți fotografiile lui. Veți vedea acolo. Ioniță G. Andron. Fotografiile cu sfetnicii lui Decebal. Sunt niște țărani din Racla fotografiați în strane, în biserica din acest sat. În 1937. Fotografie pe care el o avea aproape în mărime naturală, în hol. Vreau să-mi fac, îi spune șoferului care era și secretarul lui, adu-te rog aparatul că vreau să-mi fac o fotografie cu domnul Andron aici sub sfetnicii lui Decebal. Vine și le face fotografia, țâșnește o bucată de hârtie din aparat nesemnificativă la prima vedere, dar el o ia din mâna secretarului și o dă lui Andron. Și cum privea Andron fotografia, se uimea tot mai tare că dobândea figurile, culorile. Da, dumneavoastră ați venit să mă jigniți în casa mea? Vai, dar nici n-am putut să cred așa ceva. Păi eu ca să fac o poză ca asta îmi trebuie cel puțin 12 ore. Și dumneavoastră mi-o dați acum? Ce scule asta? Păi ce e un aparat nemțesc? Păi dar și scula mea cu care am făcut sfeticii lui Decebal, tot scula nemțească. Și ce hârtie e asta? Păi ce hârtie e americană? Cum adică? Păi foarte simplu, americanii nu vând patentul hârtiei nemților și nemții nu vând patentul. Aparatul. Ai de mine, zice Andron, dar și atunci mărg ei așa, sigur că da, și foarte bine, colaborează și... Iu, zice domnul Andron, zice, și acum este cheia. Când plecați din România în Europa Occidentală, constatați că România este în urmă cu 50 de ani. Dar dacă plecați din Europa Occidentală în America, constatați că Europa e în urmă cu 50 de ani. Ai de mine și noi suntem în urmă cu un secol cel puțin. Asta era atunci. Mi-e teamă că distanța e mai mare. Ne afundăm? Da. Știți din ce cauză? Din cauza faptului că în primul rând, a omului nepotrivit pe locuri nepotrivite, unde nu și are locul și el merge la infinit, așa, și dă din grop în grop, cheltuiește bani și risipește bani, și din cauza lipsei de educație și de cultură, ceea ce am tot spus-o și o voi spune la infinit. Pentru că lipsa de educație și cultură creează violență. Violență verbală. Și nu vreau să fac trimitere la niciun fel de discuții care circulă pe Facebook și pe... Și violență public. Verbală, violență politică, violență fizică, violență de alte feluri. Toate sunt datorită lipsei. Și știți care este pericolul cel mai mare? Și asta am spus acum câteva seri tot aici. Noi nu ne mai plângem de abandonul școlar, pentru că acela e clar. Avem abandon preșcolar ieșit din comun de mare. Imaginați-vă acești copii care s-au născut săraci de ei, niște îngerași, care vor rămâne niște tâmpiți, vor crește așa mari ca noi și ei nu vor ști să-și scrie numele și nu vor ști să citească o carte. Și acum, dacă toată lumea critică, haideți în emisiunea aceasta să aducem soluții, pentru că românului cam lipsesc soluțiile. Spuneți de acest abandon preșcolar, abandonul școlar deja e o meteahnă veche. În Satu Mare se reabilitează termic școlile. Se poate face altceva cu banii aceia? Se poate găsi, se poate realiza program pentru reducerea abandonului din banii primăriei? Sau ar trebui să se facă ceea ce așa se ceva? Face este bine. Crearea unui cadru familiar, cald, plăcut, în școală, vara răcoare, iarna cald, este necesar. Nu pot eu să spun că este o direcție greșită aceea de reabilitare a școlilor din punct de vedere termic. Nu. Nu. Este nevoie de educarea educatorilor. Dar reabilităm școlile și cine le vor mai umple, domnule avocat? Dacă reabilităm educatorii și nu vor îndepărta copiii de școală și nu vor îndepărta copiii de grădiniță și îi vom sprijini esențial, nu la suprafață, nu cu conferințe,
și cu pregătiri profesionale a educatorilor la nivel european, ca să nu spun mondial. Pentru că rămânem uimiți când vedem prin filme, prin țările acestea arabe sau mai chiar și în Bangkok, când vezi câteva părți de construcții, cum e posibil acolo să se facă? Se fac. N-a să vedeți că arhitecții noștri nu-și găsesc proiecte pentru ca să rămână în țară și pleacă din țară. Pentru că nu sunt, pe de o parte, bani, pe de altă parte, nu sunt gusturi ca să poată se poate exprima. Accepta ideile și... Bun, dar pentru că de Satu Mare vorbim, aș vrea ca să trec, fiindcă n-am epuizat necesarul de obiective asupra cărora trebuie îndreptate reflectoarele. Am vorbit de poduri, da? Și am vorbit chiar și mai mult de un luciu de apă care trebuia să fie deja de acum 40 de ani făcut. Da, mă rog, poate că îl vom face în următorii 40 de ani, luciu de apă, dar podurile, cel puțin 4 și 3, nu? Nu zic 3 și 4, că 4 deja a tot vorbit Consiliul Județean de podul 4, nu? Că îi fac străzile la podul 4. Ce să mai discutăm de 3? Pentru că pentru 3 am înțeles că sunt foarte multe sfori, se trag pe amplasamentul lui. Să fie de la strand spre soarelui sau să fie dincolo pe la pasarelă, de la pompa de apă spre vetiș și așa mai departe. Trebuiesc poduri ca și pâinea caldă. Știți, multă lume ar spune că e o binecuvântare să ai un râu prin mijlocul orașului. Din cele mai vechi timpuri, lumea se așeza în albile râurilor pentru că toate era cel mai... Toate capitalele lumii sunt pe apă. Pentru noi îl putem vedea un blestem, pentru că nu răsare al treilea pod. Da, ați văzut la Budapesta ce frumoase sunt croazierele acelea pe lac noaptea, când toate luminile vapoarelor sunt aprinse, se fac nunți pe vapoare, ce grad de civil. Și ne mai vorbind că sunt până acolo, avem vreo aproape 1000 de kilometri pe râul apei. Poate nu de 1000, poate 600 de ceva kilometri. Mai puțin. Da, pentru că apa merge mai drept decât drumurile. Dom'le, haideți să... Nu ne mai batem cu cărămida în piept atâta. Să facem ceva. Tot spuneați de poduri. Vă propun să aruncăm o privire. Drumurile intră în planul de buget, în planul proiectului de buget pentru 2015, cel puțin reabilitarea bulevardului Cloșca, care se vrea o parte a unei centuri de ocolire a municipiului, ceea ce vine de pe Zalău să fie redirecționat pe lângă pe ieșire. Dar știu pe unde, dar știu. I-am văzut traseul și ar fi o idee grozavă. E o idee grozavă. A rămas la nivelul acesta de idee. Nu știu unde s-a împotmolit și de ce s-a împotmolit. Pentru că probabil că trebuie și acolo transformări topografice, despăgubiri pentru terenul și așa mai departe. Dar toate acestea se pot rezolva. Asta știți că eu am fost... mi s-a dat un telefon acum vreo 6 ani pentru ca să particip la licitația, ca avocat, la licitația pentru realizarea drumul acesta rapid, Satu Mare, Baia Mare. Din respectivul Satu Mare, Baia Mare. Am oferit cu 2, vă rog, cu 2 miliarde mai puțin. Și am pierdut licitația. De fapt, n-am pierdut licitația, ci omul care mergea să liciteze pentru cabinetul meu a primit telefon pe tren să se întoarcă, că s-a licitat deja. Uitați-vă, vă rog frumos, cine reabilitează clădirea tribunalului? O firmă din Iași. Păi noi nu avem firme de construcții în Satu Mare. Ei, aceste șireclicuri, acest sfărărai, acest
josnic mod de a trata, de fapt, oamenii de afaceri. Eu ce aveam de făcut? Aveam de făcut lucrările de transformări topografice ale terenurilor din proprietate privată în... Și da, să facem formalitățile alea, ca să îi se dea omului despăgubiri, să se poată face drumul ăla. Și am oferit cu 2 miliarde mai puțin, am făcut noi un calcul, am putea să o scoatem și tot am pierdut. Erau 6 miliarde în joc. Bun, dar uitați-vă, vă rog frumos, că plânge satul mare din cauza emblemei sale pe care noi am folosit-o la Lions, pe Fanioane, clădirea Dacia. S-a oprit timpul și, din păcate, clădirea va deveni de nerenovat. Sau îi se va modifica înfățișarea și nu va mai... Pentru că nu rezistă la infinit. La degradare la care e supusă. Uitați-vă la clădirea de pe Ștefan cel Mare. Aceea sprijinită cu stâlpi ca la ultimii țărani, domnule. Ca la ultimii mârlani, lipită cu niște grinzi acolo, se va dărâma odată pe un cărucior cu un copil, Doamne ferește! Asta cu poate ne ajută Dumnezeu, cum zicea Ponta, îmi vine în minte o foarte, foarte frumoasă și scurtă povestioară. Un arab era foarte credincios și avea foarte multă încredere în Dumnezeu și a avut și bucurii multe din partea lui Dumnezeu. Acum căuta un călugăr în deșert pe care să-l consulte într-o chestiune mai sensibilă puțin. A ajuns la el și a zis: frate, eu sunt foarte bun credincios. Dumnezeu mă iubește. Ca să-ți demonstrez cât de mult mă iubește, eu am lăsat cămila afară și n-am legat-o. Nu mi-o va fura nimeni și nici nu va pleca, pentru că Dumnezeu mă iubește. Mă, nenorocitule, du-te afară și leagă-ți cămila și nu-l mai pune pe Dumnezeu să facă în locul tău ceea ce tu poți să faci atât de simplu. Deci dacă noi tot vom aștepta la infinit ca Dumnezeu să ne ajute să se facă Dacia, ca Dumnezeu să ne ajute să nu se prăbușească clădirea aia și tot vom pune că ați observat că tot apare câte o proptea în plus. Pentru că până la urmă, printre toate proptelele alea, se va prăbuși, fiindcă nu mai rezistă beata clădire. Ce-i pretins să mai facă? Și acolo să știți că statul are 10% din proprietate. Deci primăria, cu oameni care se pricep la meserie, cu oameni care se pricep, ar fi trebuit deja de mult să o rezolve. Acești 10% îi oferă dreptul de preemțiune, în primul rând. Vreau să rămânem puțin la hotelul Dacia. Se tot pune în discuție suma prea mare de vânzare a imobilului, suma pentru care ar putea să fie renovată. Nu cunosc lucruri de ordin tehnic, îl cunosc pe domnul Țânțaș, pentru că mi-a fost client. E un tip pe care eu îl apreciez deosebit. Știu că i s-au băgat enorm de multe bețe în roate cu acest proiect. Nu cunosc unde este greșeala și unde este piedica. Nu o cunosc și nu mă amestec. Nu din acest punct de vedere, nu vreau să vorbim de sumă de nimic, vreau să vorbesc în ideea în care suma ar supra-solicita oarecum bugetul local. Considerați că Sădmăreni ar avea ceva împotrivă sau ar avea de obiectat dacă s-ar ieși public și s-ar spune ne asumăm să luăm un împrumut pentru emblema orașului Dacia, să o cumpărăm și să o renovăm? Ar exista... Știți ce nu știți? Haideți să vă spun, că văd că nu știți. O cetățean sătmărean, o doamnă din Germania, a făcut o ofertă primăriei printr-o scrisoare și a zis așa: acceptați o donație publică pentru refacerea hotelului restaurant Dacia, care să fie al orașului, eu imediat ofer 5.000 de euro. Dacă deschideți contul, eu voi fi prima care virez acești bani. Să-și ia cineva inima în dinți, să ceară o ofertă publică și Dacia se face în 2 ani. Avem bani
fără să știm cum e această cetățeană și ne lipsește responsabilitatea atunci, responsabilitatea de a lua decizii. Trebuie apelat la diasporă. La patrioții sătmăreni plecați și care revin acasă și vor ajuta. E într-o situație critică, această clădire se va prăbuși. Bine, asta este o variantă. Nu știu ce s-a întâmplat, de fapt. Nu știu unde-i necazul, de ce nu merge. Odată am încercat o discuție cu domnul Șandor, așa îi se zice lui domnului Țânțaș Șandor, e cunoscut în zona Oașului, dar nu era cadru potrivit, erau la masă niște fețe mai puțin agreabile și n-am vrut să intru ca să de fapt, ce mă interesa pe mine? Și asta era de mult. Pentru că eu mi-am serbat din 10 în 10 ani ziua de naștere la Dacia. Urma peste 4 ani să am din nou o sumă rotundă. Și vreau să-l întreb, doamne, fac Dacia să pot să îmi serbe ziua de naștere? Și n-am apucat ca să discut această problemă. Deci nu pot să intru în detalii, că nu sunt în această meserie, decât că mă deranjează faptul că este așa cum e. Ce a vrut să facă domnul Țânțaș, pentru că eu am intrat acolo, dumneavoastră știți că a scos tot pământul de sub sala mare a restaurantului. Nu știți. Ați fost acolo? Asta știam. Acest lucru cunoșteam. S-a mutat casa scărilor pentru etaj. Ar ieși o bijuterie cu cămașa asta exterioară antică pe care o avea și refăcută în formele cu un alt interior. Mi se pare că și a mărit și numărul de etaje. Nu mai țin minte exact ce am văzut atunci. Însă tone, sute de tone de fier vechi, de fier beton, gata fasonat, era în... Eu sunt foarte legat de această clădire, pentru că dumneavoastră știți că aici în față, unde era recepția și magazinul de pantofi, cândva a fost un magazin de stofe. Nu știți că? N-aveți cum să știți. Nu am prins acele vreme. Și am avut aici un arhitect al cărui nume mie îmi scapă acum, dar a murit acum vreo câțiva ani. Un tip extraordinar. El a renovat și a făcut Dacia așa cum este. Și pe mine mă doare sufletul, pentru că la inaugurarea restaurantului Dacia, eu am cântat. Am fost unul din cei care a cântat, eu și Chișvolu și Balint, am inaugurat prin programul serii respective inaugurarea restaurantului Dacia. Eu vreau să vă pun astfel problema. Ok, se găsesc fondurile să se achiziționeze, să se refacă, Doamne ajută, putem să spunem. Să ajungă în proprietatea statului, dar e statul, municipalitatea, Consiliul Județean, în proprietatea cui va fi capabil să întrețină o astfel de investiție și să aducă și profit? Vedeți ce întrebare bună îmi puneți? Cum poate să fie capabil dacă n-are oameni capabili? Să adopte principiul lui Iohannis al României, România lucrului bine făcut, și să pună specialiștii și oamenii potriviți la locul potrivit, și atunci va putea... Dumneavoastră știți că statul român este cel mai prost gospodar dintre toți gospodarii, datorită faptului că nimeni, când a ales un primar sau, mă rog, haide să nu formul nici funcții, că n-am nimic, eu chiar îi îndrăgesc pe conducătorii aceștia, în mod particular când discut. Rezultatele sunt mai slabe, dar asta e o altă chestiune. Dumneavoastră știți că înnebunesc când văd că se toarnă asfalt peste capacele de canal. Eu cred că e o chestie de legislație aici. Cred că te trage la răspundere pe cei care fac aceste greșeli elementare? Nu. Sunt botezate greșit. Se zice că, păi, dar nu, că aia e reabilitare. Aia e renovare de treapta a treia. Astea sunt greșite. Adică faci o reabilitare și torni asfalt peste capacele de... Știți că și în centru, pe chiar în artera principală, după ce s-a turnat asfaltul, cum au nimerit, mă și mir, de unde au fix deasupra canalului au făcut așa cu flexul un șanț și au scos...
asfaltul. Ca să poată intra în canal, să poată să intervină. E, așa e și acum. Treci cu mașina peste găleata aia. Haideți să mergem mai departe ca și locuri unde ar trebui să ajungă banii publici în acest... A fost vorba și nu știu de ce s-a abandonat, că în Piața Libertății, nu în locul parcului, ci sub parc, vom avea o parcare subterană. Sigur că da, pentru prima dată am văzut această denumire tehnică sau arhitectonică, arhitecturală, noțiune, zice, garaj ierbat. N-am știut ce e aia. Domnul avocat, vă întreb puțin, domnul primar ne urmărește în aceste momente. Așa? Și ar dori să intre cu noi în direct. Bună seara, domn primar. Bună seara și la mulți ani și îl salut pe distinsul nostru invitat și îl felicit pentru distinția pe care a primit-o de la informația zilei de ceremonie la care am participat și eu. Am vrut să fac câteva comentarii legate de afirmația domnului avocat. Dânsul este un foarte, foarte bun specialist și probabil că și nu nec este foarte priceput și în administrație. Dar, haideți să revenim la discuția de pe Cloșca. Ideea de ora așa a fost să formăm un singur fir de deplasare a mașinilor de mare tonaj prin satul mare și la asta ați apreciat acest lucru. Dar pentru a da drumul totuși la folosirea acestei artere pentru defluirea traficului greu, mai avem nevoie de încă un fel de linie de ocolire în partea de nord-vest, de la primul sens giratoriu până pe Cloșca. Am prevăzut bani și fac în anul acesta o să putem să realizăm și, bineînțeles, circulația prin municipiul Satu Mare va fi interzisă mașinilor de mare tonaj și vor merge numai pe Cloșca, vor ieși și vor intra pe Cloșca. Legat de Luciu de Apă, și noi avem un proiect în sensul acesta, nu întâmplător, acum 2 sau 3 ani am hotărât în Consiliul Local ca acea zonă la Someșului să fie transformată în zonă de promenadă, de promenadă. Chiar am și discutat cu câteva firme din Spania pentru a realiza un mic baraj ca să facem o linie de apă, un luciu de apă și să facem zonă de promenadă și de relaxare acolo. Ideea o avem, totul depinde de bani, cu toate că domnul avocat spunea că nu banii sunt importanți. Eu m-aș bucura și chiar l-aș invita la mine să vină cu niște surse de bani, pentru că la urmă urmei, dacă sunt să socotim tot banii, e cel care decide. Din păcate nu există posibilitatea de finanțare unui pod, al treilea sau al patrulea, cum discutați, prin banii europeni. Este aprobat acel pod cu linia de centură, licitația s-a amânat de mai multe ori, știți, chestii birocratice, cum spunea și noastră că în România se întâmplă și suntem un stat birocrat. Probabil că până în luna februarie sau martie sper eu ca și primar să se realizeze acea licitație și să înceapă construirea acelei linii de centură și a celui de-al treilea pod. Legat de Dacia, într-adevăr, domnul avocat este foarte priceput și știe foarte bine că primăria sau nimeni nu poate să intervină în domeniul privat. Din păcate, fosta conducere a înstrăinat atât strandul municipal cât și acea clădire. Dacia este a unui privat și statul român nu are absolut nimic. Am avut litigii cu dânsul, am reușit până la urmă să smulgem filarmonica care era lipită sau luată, mai bine zis, la pachet cu Dacia. Am reușit să o redobând, să o revină în patrimoniul nostru și este a Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Satu Mare. Dar nu văd. Spunea domnul avocat la un moment dat că știe o cetățeancă care vrea să facă o donație. Deci dacă se deschide un cont de reabilitare a clădirii Dacia, este foarte bine, numai că acel cont trebuie să deschidă domnul, cel care este patronul actual, pentru că nu poate să bage banii la primărie și eu mă duc să refac clădirea domnului Țânța. Știți foarte clar, e clădire privată și nu are voie să intervin acolo. Hai să vă mai dau un exemplu. Toată lumea acuză primăria și l-a acuzat și pe fostul primar timp de 6-7 ani că acea clădire de pe Ștefan cel Mare, Rândunelor, stă sprijinită de niște bârde. Și spunea și domnul avocat mai devreme că mai apar niște bârde de sprijin. Ce se întâmplă? Acea clădire este privată de pe Rândunelor. Sunt 6 cetățeni, 6 familii care sunt proprietari. S-au încercat diferite variante, inclusiv eu am fost la primul ministru și am cerut din fondul de rezervă să putem să-i despăgubim pe acei oameni, să o dărâmăm și să... Nu, n-ați discutat despre asta, domnul avocat, dar vă dau o temă, o speță legată de o clădire care sare în ochii cetățenilor și care nu este a primăriei. Am încercat tot felul de variante. Acolo este un proces și chiar v-aș ruga, dacă aveți timp, să vă implicați și dumneavoastră și să dați un sprijin cu probitatea noastră,
să vedem cum se poate încheia acel proces, pentru că în momentul când este o sentință, ai două variante. Fie îl despăgubești pom și iei acea parte de clădire, o dărâm și faci ceva, sau nu, sau nu. Din păcate, expertiza pe care noi am comandat-o ne-a arătat că acea clădire este reparabilă. Deci nu îmi permite nicio lege, nicio instituție să o pot demola. Asta e partea proastă. Am înțeles că mai sunt încă 2-3 luni în acel proces, după care o să avem o sentință și o să știm ce facem mai departe. Deci acea clădire nu este a primăriei, ci este a unor cetățeni privați. Chiar mă gândeam să pun un afiș ca să nu înjure toată lumea primăria că... Dar aveți 10% proprietatea dumneavoastră în acea clădire. Cum? Aveți... Nu vă aud foarte bine. Alo? Aveți 10% în proprietatea primăriei din acea clădire. Domnul avocat, cu tot respectul pentru noastră, eu știu că nu avem nimic. Dacă am fi avut măcar 1%, am fi luptat pentru acel 1%. Deci v-aș ruga, v-aș invita în mod oficial să veniți zilele următoare la primărie, scoatem documentația, scoatem absolut tot și vă demonstrăm noi că nu avem absolut. Ascultați-mă. Deci, încă o dată, în momentul când s-a făcut privatizarea prin MEBO a fostului trust și acea clădire a fost dată cum a fost dată, că nu e problema mea, ci o problemă de justiție, nu s-au respectat absolut nicio regulă. De aceea, dacă dumneavoastră doriți și știu că vă doare, că și pe mine și pe toți ne doare istoria și realitatea acestei clădiri, voi invit de mod oficial să veniți la primărie, vă pun în legătură cu colegii mei care sunt specialiști pe probleme juridice și împreună să găsim o cale să redobândim acea clădire. Spunea domnul reporter la un moment dat că domnul Țânțaș și-a înaintat. Într-adevăr, a fost de multe ori la mine și mi-a înaintat o ofertă că ar dori să vândă acea clădire. A fost la Consiliul Județean, la domnul Ștef, de asemenea, a avansat o ofertă. Deci nu ne putem permite să luăm din banii publici câteva milioane de euro să cumpărăm acea clădire și după care să începem să o reabilităm. Pentru că sumele sunt imense. La bugetul primăriei de 52 de milioane de euro pe an pentru toată funcționalitatea, nu cred că ne-am permite să dăm atâția bani, doar să cumpărăm o clădire care a fost adusă în stadiu de ruină. Deci asta este partea o reală și oficială a acestei clădiri. Dacă domnul avocat e dispus și are timp, are disponibilitate, eu îl invit cu toată plăcerea să vină, chiar dacă mai sunt colegii ai dânsului, să vină și împreună să găsim o soluție, să redobudim acea clădire și, bineînțeles, că îi redăm. Dacă acea clădire va reintra în patrimoniul Consiliului Local și a primăriei, atunci vom avea posibilitatea să accesăm niște fonduri europene pentru reabilitare clădiri istorice. Toate castelele din Transilvania se renovează pe fonduri europene, domnule primar, iertați-mă că vă inoportunez. Dar pentru acest monument de arhitectură istoric nu se pot aloca fonduri europene. Păi dacă se face proiectul inclusiv cu prețul de cumpărare... Eu cred că se poate. Nu vreau să intru în detalii, pentru că în ceea ce nu mă pricep, nu vorbesc. Eu vorbesc ca un cetățean. E în regulă. Eu vă înțeleg suferința și eu și cetățenii suferă. Haideți într-o zi la primărie și împreună analizăm foarte bine documentele, vedem starea, tot ce ține de această clădire și poate găsim o soluție împreună. Oricum, eu vă apreciez pentru faptul că și nu numai pe dumneavoastră, suntem foarte, foarte mulți care suferim pentru imaginea aceea care a fost simbolul municipiului Satu Mare. Asta este, din păcate, au fost făcute niște, nu pot să spun, tranzacții din acestea care nu au fost făcute corect în favoarea municipiului Satu Mare, să dai dintr-o dată acea mare clădire istorică și ștrandul, să le dai unui privat care nu le poate duce la capăt, nu le poate întreține, nu poate să facă nimic, mi se pare o chestie foarte, foarte dureroasă. Să știi, și aici nu e vina conducerii actuale, noi așa am preluat toată documentația, acea clădire, dar facem tot efortul ca să încercăm să dobândim acea clădire, facem tot efortul ca acea clădire să fie reabilitată. Vă mulțumim, domnule primar, pentru intervenție. Pot să adaug câteva idei, doar că a fost prost contractul de vânzare. Orice contract între două părți conține clauze penale, condiții de reziliere. Haideți să nu mai privim înapoi ce a fost, pentru că nu putem schimba trecutul, nu ne putem întoarce, din păcate. O să merg la domnul primar să-i dau numele acelei doamne care a făcut oferta și a zis: domnule, dați sfoară și veți obține bani. Haideți să ne întoarcem puțin la acea idee ce a spus-o dumneavoastră și care probabil mai multă lume a observat-o, să se facă proiect european, să se cuprindă și prețul de achiziție. Bineînțeles. Vreau să vă întreb,
nu am descoperit încă apa caldă să folosim banii pentru a ne duce alții bani? Eu așa știu că atunci când ai suma totală și poți să oferi, mi se pare, 25% din fonduri proprii, adică ale primăriei, poți accesa fonduri europene. Dacă nu poți sta cu mâna întinsă la toată suma. Asta trebuie oameni de bună credință, domnule. Știți ce înseamnă om de bună credință? Dumnezeu i-a dat omului mâna asta, domnule, degetul ăsta. Domnule, fură, domnule, dacă trebuie să furi. Eu nu vorbesc acum de primar sau de cineva. Eu vorbesc de ceea ce vede toată lumea. Că nu se accesează fonduri europene din cauza faptului că de acolo nu se poate ciupi. Păi, eu ce să fac? Să nu mai facem nimic pentru că nu putem fura? A spus în diverse rânduri în aceste 45 minute de omul potrivit la locul potrivit. Da. Am vorbit despre școlarizare, despre nivelul de competență a unui personal sau altul dintr-un aparat sau altul. Să folosim bani în acest an. De ce nu să aducem echipe specializate pe atragerea de fonduri europene, pe a scrie proiecte dacă nu sunt destui, nu zicem că nu sunt deloc, dar nu sunt destui să facă față la necesitățile pe care le are municipiul Satu Mare. Să lăsăm deoparte, să mai ocolim o groapă eventual sau să mai așteptăm cu un parcometru și cu o bancă în parc și să mai plătim pe 2 săptămâni salariul unei astfel de persoane specialistă în a scrie proiecte europene? Chiar să o ducem din exterior cu un contract de, știu eu, colaborare, sub ce formă sunt contracte, nu neapărat ca angajat al primăriei în aparat propriu. Domnule, în toate trebuie să existe bună credință. Nu știu, am auzit că s-au folosit bani europeni pe niște terenuri de fotbal pe teren înclinat. Ca în casa de nebuni, domnule. Deci dacă e bună credință și dacă nu este intenție de fraudă, se pot face lucrurile la locul lor. Se pot face. Dumneavoastră știți cum a rămas Germania după al doilea război mondial, o ruină. Și ce au făcut nemții cu țara aia? În câțiva ani. Ce să discutăm, domnule? Nu-l alegem pe Iohannis că nu e ortodox. Și tâmpenii din astea care le pot trece oamenilor prin cap, domnule, să nu divagăm. Dacă vorbim de investiții pentru 2015, revin la această idee a celor care scriu proiecte europene, a celor care au fost școliți pentru așa ceva. Faceți o masă rotundă cu cei care se pricep la fonduri europene, la proiecte, care pot, au disponibilitatea de a face un astfel de proiect fără să ceară 10-5%, 2% din nu știu ce. Să facă proiectul. Să participe la el și X, și Y, și Z. De exemplu, pentru Dacia. Și în care să fie cuprins inclusiv prețul de cumpărare pe Dacia. Nu poți să-i pretinzi, domnule, dumneavoastră știți că acolo câteva vagoane de numai fier cât a băgat acolo țânțaș și nu-l poți plăti așa ușor. Da. Obrazul subțire cu cheltuială să ține. Înainte de toți banii, că toți spuneați că aceste contribuții de la cei din diaspora, aceste persoane care să vină să scrie proiectele fără să ciupească un 2%, înainte de toți banii avem nevoie de simțul civic în Satu Mare? De bineînțeles, ajutorul cetățenesc. Bineînțeles. Și cetățenii vor participa. Eu sunt sigur. Oamenii vor, iubesc orașul. Aici avem oameni care îndrăgesc acest oraș. E un oraș de graniță. A venit la mine în Revoluție domnul procuror Batori. Dânsul intrase atunci repede în... este regretat, a decedat cu câțiva ani în urmă. Speriat, domnul avocat, vrea el să mă convingă pe mine, eram vicepreședintele frontului, că el vrea să scrie pe magazine în limba maghiară. Că, cum? Că eu mă duc la reparat pantofii mei să nu fie scris țipe avitaș. Păi zic, stați un pic. Dar de ce vă agitați așa? Cine v-a spus că nu puteți să scrieți? Și de ce credeți că nu puteți? Dar ar trebui să scriem în trei limbi. Pentru că suntem un oraș de graniță. Suntem poarta spre cea mai apropiată poartă spre Occident.
la 5 km. Puține orașe sunt atât de aproape de Occident. E Ungaria între noi, mă rog. Dar și între celelalte sunt alte țări. Dar vorbesc de apropierea de Occident față de alte orașe. Că scriem în trei limbi. Nu m-ar fi deranjat absolut deloc. Trebuia să fie bună credință. Ei nu vreau decât doar în două limbi. Păi zic, dacă nu vreți numai în două, ce să vă fac? Convingeți și pe alții. Eu vreau în trei. Și-a rămas surprins. Dar și maghiară, bineînțeles. Română, maghiară, germană. Scriem. Haideți să ne întoarcem puțin la banii primărie, banii pe 2015, care încă sumă este incertă, totul se calculează cu fondurile care au fost primite în 2014. Nu la acest aspect vreau să ne oprim. Vreau să ne oprim la faptul că ceea ce se cheltuie, nu ne-am uitat la fiecare subpunct din proiectul de buget, dar ce am văzut și pe 2014, dacă tot e să mergem această comparație, pe ceea ce cheltuim banii e mai mult subsistență decât evoluție în municipiul Satu Mare? Putem să o spunem așa? Nici măcar subsistență nu e, pentru că se cheltuiesc bani și, cum v-am spus, se acoperă capacele de canal. Sau se cheltuiesc bani și se face inclusiv infrastructura drumului și după un an de zile asfaltul se face ca o armonică. Pentru că nu e control, pentru că nu e contractul făcut corect, pentru că nu e o garanție a nerespectării structurii materialului folosit. Nu se pricepe cel care face contract să scrie ce material, ce marcă de beton, ce marcă de asfalt. Dacă iau probă și nu e, plătește atât și atât. Nu știu să facă sau nu vor să facă. Și câștigă licitațiile tot felul de neghiobi care își bat joc de bani. Atunci, asta e situația. Ne putem face o hartă cu gropile din oraș. Nu mă duc pe aici, că acolo e, în colțul ăla e groapa aia. Nu mă duc pe din... Așa, atunci ocolești așa ca să poți să ai cât de cât să protejezi mașina. Păi ar trebui primul lucru ca banii oamenilor, că de fapt conducătorii noștri sunt administratorii noștri. Nu să știți că noi suntem de fapt complicilor, pentru că noi îi alegem. Și ei, în complicitate cu noi, ne dau voie să trăim așa cum trăim. Cu drumurile nefăcute, am în fața casei un trotuar atât de mizerabil, nu a casei în care locuiesc. Am cumpărat pe Ceahlăului o casă și am o groapă în care intră o oală de mămăligă în ea. Am să scriu, poate mă aude domnul primar, să trimită pe cineva pe Ceahlăului 34, să vadă în fața porții ce groapă este, acolo în asfalt, o doamnă cu un toc își rupe tocul acolo. Și va putea da în judecată primăria, pentru că e domeniul public. Am fost și prea indulgenți, că spuneați de o doamnă cu un toc poate să dea în judecată primăria. Nu sunt procese sau nu sunt prea multe procese ca să... Nu sunt deloc. M-am oferit, iertați-mă, domnule primar, dar primul care vine vă dau în judecată. Nu pe dumneavoastră, primăria. Dacă vine un om pentru răspundere civilă delictuală. Dumneavoastră știți ce înseamnă să mergi cu un pantof cu talpă subțire pe un asfalt prost? Sau pe zgrunțuri aia de pe unde asfaltul s-a terminat și a rămas doar pietrișul din fundat, din conținutul materialului folosit. Și calci pe ăla și îți faci un fel de masaj, e adevărat, dar dacă nu-ți convine, dacă vrei să faci masaj, mergi în sala de specialitate. Domnule Horea Ungur, investiția care a lipsit de atât de mulți ani în Satu Mare și care probabil nici în acesta nu se va face, investiția în oameni? Asta e cea mai grea întrebare. Noi toate vrem să le schimbăm, numai omul nu. Păi dacă noi nu schimbăm structura biopsiica omului, să-i creștem responsabilitatea și destinația atribuțiilor sale în folosul omului. La noi funcționarul se consideră superior cetățeanului. El nu se consideră, nici măcar Biblia nu știm, pentru că a fi conducător în Biblie înseamnă a fi servitor.
Conducătorii sunt servitorii noștri. Ei trebuie să ne servească. Ce e aia servitor? Te servesc. Și eu am învățat acest lucru la Lions, pentru că we serve este dictonul Lions. Oamenii acolo toți lucrează fără niciun ban, onorific. Și ce lucruri frumoase fac. Da, vom vorbi probabil o dată despre treaba asta. Atâta timp cât nu atragem oameni care să atragă bani mai departe, degeaba se mărește bugetul local. Bineînțeles, bineînțeles. Dacă pe banii poți să-i cheltuiești cum nu se poate mai ușor. Prost! Să-i cheltuiești bine e ceva mai greu. Ca și domeniu, unde vedeți? Acum vorbim strict de bani fizic, de lichidități. Unde vedeți cea mai mare nevoie? De banii care sunt prezenți, deci nu vorbim de a atrage fonduri europene, de a aduce fonduri suplimentare de la bugetul de stat, ci aici, dacă vorbim de cultură, de infrastructura rutieră, de mediu sau alte domenii. Trebuie o mai bună colaborare cu ONG-urile. O colaborare cu acele ONG-uri care au obiect de activitate în mediu, în școli, în grădinițe. O colaborare cinstită și corectă, nu pe principii politice. Pentru că oameni de calitate desfășoară activități în aceste ONG-uri și sunt marginalizați, ba chiar sunt sabotați, pe diferite căi. Câteva exemple o să vă dau când vom vorbi despre Lions, pentru că suntem la ONG-uri. În al doilea rând, selecția profesorilor. Din păcate, salariile ar trebui să se găsească mijlocul prin care să le suplimenteze salariile. Profesorii sunt total dezinteresați de pregătirea elevilor în clasă. Și de pregătirea lor continuă. De continuitate. Refacerea școlilor profesionale. Haideți să ne întoarcem strict la bugetul municipiului Satu Mare. Ce ați vrea să se vadă așa? Mă strângeți cu ușa în chestia asta și nu mă pricep. Nu știu să vedem malul Someșului transformat, să vedem piața 25 octombrie refăcută, să vedem parcare sub parcul din centrul orașului. Exact. Cam exact. Unde... Știți unde aș face eu un pasaj foarte frumos pietonal? Aici, aproape, în piața... Cum se cheamă piața asta? De la finanțe? Da. Piața Romană. Piața Romană. Știți ce aș face eu? Exact așa cum e masa asta. Pe aici se circulă și aici sunt magazine. Jos. În pasaj. Și aș contracta magazinul viitor cu fiecare om care vrea să aibă acolo un magazin. Și aș lua un avans. Când e gata lucrarea, plătește restul banilor. Și omul nu s-ar mai întâlni cu mașina, nici mașina cu omul, ci ar circula printr-un pasaj civilizat. Cam de ce nu ne-am putea îndrăzni să ne gândim ca la pasajul universității din capitală? Și capitala este, mă rog, cum este? Rămasă așa cum e, da. Dar asta s-ar putea face. E, cât ar dura? Am face poate impracticabil podul pe jumătate, dar s-ar găsi soluții. Acum, dacă... că tot l-ați adus pe Iohannis în discuție de atâtea ori în această seară, avem nevoie de un consens și la nivel de municipiu pentru astfel de investiții? Fără îndoială. Care nu se termină în 3-4 ani de zile? Fără îndoială. Cineva trebuie să-i adună la masă. Pe cei de care depinde o astfel de organizare, o astfel de idee. Iată. Am auzit, va spune cineva, l-am auzit pe nebunul ăla de Ungur, că vrea să facă un pasaj pietonal în piața romană. Domnul Ungur, vă întreb pentru că intră știrile pentru noi, peste noi, să sperăm că cineva ne-a auzit și probabil cine are putere să scrie astfel de proiecte, să gândească astfel de proiecte, să le pună în practică, să măcar să-și pună un semn de întrebare după această emisiune. Vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și de această dată. Vă invit să rămâneți în continuare pe postul Informația TV. O seară plăcută, la revedere!